Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire a zilei. Haideți să vedem care sunt cărțile pentru ziua de astăzi, vineri 8 septembrie 2023, care vor fi cărțile extrase pentru ziua de azi. Și haideți să vedem... Se pare că am extras și cărțile. Iată că prima carte în această etalare, dragii mei, este aceasta cu numărul 23, așadar numerele 2, 3, 5 sau 23 pot fi semnificative pentru tine și în această zi de vineri. Da, iată că această carte se referă la tine ca fiind cu mâinile legate, da, sper că se vede. Este o fată, o femeie care este cu mâinile legate, exact așa, cu o sfoară. Această carte te are în vedere pe tine, dragul meu sau draga mea, care te afli într-o situație fără ieșire. Da, probabil că de curând a intrat în viața dumneavoastră cineva sau s-a întâmplat ceva care nu vă lasă să decideți în favoarea voastră, da? Este o situație fără ieșire, o situație pe care nu ați putut-o prevedea. Nu știu, poate că aveți și anumite probleme de sănătate care au intervenit pentru voi. În acest caz, sunteți invitat sau invitată să mergeți la medicul de specialitate pentru care trebuie să vedeți despre ce este vorba. Să faceți niște analize și veți vedea apoi ce veți putea face mai departe. Da? Important este să găsiți o soluție la problema pe care o aveți de sănătate. Da? Să studiați mai atent această provocare pe care o aveți. De asemenea, dragii mei, dacă aveți probleme cu actele, da? Probleme în justiție sau ce știu eu, tot felul de altfel de situații care pot interveni pentru voi, să știți că și acestea vor avea rezolvare destul de curând. Trebuie doar să mai acordați încă ceva răbdare și de multe ori știți cum este, poate că este mai bine că aveți mâinile legate, pentru că este mai bine că nu puteți face nimic, vreau să spun, în această situație, pentru că este benefic pentru voi să așteptați ca acea situație sau ca acel eveniment să treacă în viața dumneavoastră, da, și să se ducă pe pustie, cum s-ar spune, lăsându-vă pe voi, așa cum știți, să vă trăiți viața frumos, așa cum ați învățat. Da, dragii mei, într-adevăr este o situație greoaie, o situație dificilă, cea prin care treceți acum, dar nimic nu este bătut în piatră, da? Exact cum spunea un mesaj din alt pachet de cărți. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că aceasta este cartea cu numărul 30, așadar numerele 3 și 30 pot fi semnificative pentru tine în această zi de vineri. Această carte se referă la o grădină și poarta către această grădină, da? Se pare că deocamdată în această grădină te afli tu, da? În persoana acestei ființe și poarta grădinii este închisă. Asta înseamnă că dacă găsești acest loc mirific, da? În care să te autoincluzi, vei face foarte bine să rămâi acolo pentru ceva timp, astfel încât să-ți pui în ordine gândurile, ideile, ce știu eu, visurile pe care le ai, da? Ar fi foarte bine, da? Foarte benefic pentru tine să intri într-o asemenea grădină, pentru că acum ne este la îndemână și mult mai ușor să găsim o grădină frumoasă în care să ne autoizolăm măcar pentru o oră, da? Spun eu, tocmai pentru a te încărca foarte pozitiv cu energia care provine de la plantele din jurul nostru, de la pământ și așa mai departe, da? Este o energie foarte benefică acolo care te poate ajuta să vizualizezi și să-ți orientezi energia într-un mod cât se poate de benefic spre visele tale, da? Spre ceea ce tu îți dorești să manifesti în viața ta. Da, despre acest lucru vorbim sau poate, dacă să excludem această situație, da? Să zicem că nu poți avea acces la această grădină, atunci te poți orienta și spre camera ta, unde, bineînțeles, că te poți izola pentru ceva timp
timp în care să te orientezi din ce în ce mai mult spre visele și aspirațiile tale. Bineînțeles, poți face afirmații, dacă te ajută foarte mult, dacă simți că te ajută acest lucru, poți scrie, dacă vrei, aceste afirmații, da? Gânduri pe care vrei să le păstrezi în mintea ta și poți să le poți să le repezi, dragul meu sau draga mea, chiar și în minte, da? Dacă nu poți să le verbalizezi în timpul zilei, le poți repeta în minte ori de câte ori îți amintești de aceste afirmații. Important este să te focalizezi asupra acelor afirmații care sunt catalitice, care sunt mai importante pentru tine în această perioadă. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici îngerașul Indriel care vine și îți spune: ești purtător de lumină. Dumnezeu are nevoie ca lumina și iubirea divină să strălucească asemenea unui înger peste pământ și peste toți locuitorii săi. Da, este un mesaj cât se poate de benefic despre tine, pentru tine, da, care vine să-ți amintească o dată în plus că și tu ești purtător de lumină, dragul meu sau draga mea. Și tu ești exact asemeni unui înger pe acest pământ, da? Și că ai acțiunea ta benefică asupra oamenilor din jurul tău. Da? Bineînțeles, poți avea această acțiune benefică atâta timp cât ai grijă de gândurile tale, ai grijă de emoțiile tale și așa mai departe, da? Astfel încât să ai lucruri bune de oferit celor din jurul tău. Da, într-adevăr, te văd pe tine, dragul meu sau draga mea, în aceste momente, copleșit sau copleșită de aceste gânduri și și emoții foarte pozitive pe care îți dorești să le împărtășești cu toată lumea din jurul tău. Ceea ce va fi foarte benefic și pentru tine, pentru că, să nu uităm, întotdeauna ceea ce oferim celorlalți se va întoarce la noi în mit, da? Adică oferi iubire, oferi dragoste, mă rog, ce mai poți tu să oferi acolo, să știi că acele lucruri se vor întoarce însuțit la tine. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici luna plină în semnul gemenilor, care îți spune că ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care le aștepți. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că văd că te orientezi în această perioadă spre anumite întrebări pe care să le adresezi universului, da, pe care să le adresezi îngerilor, ființelor de lumină, de la care aștepți aceste răspunsuri, da? Și este clar că aceste răspunsuri îți vor veni cât mai repede, mai ales dacă te adresezi propriei tale intuiții, sinelui tău superior, da, care îți sunt cel mai aproape și care te vor ghida mai departe spre drumul spre visele și aspirațiile pe care le ai pe acest pământ, da? Da, important este să primești răspunsurile pe care tu le aștepți la momentul oportun, astfel încât acestea să te poată ajuta în drumul tău înainte. Haideți să vedem, și așa se va întâmpla, clar. Hai să vedem încă o carte din pachetul Lenormand. Iată că avem aici cartea cu numărul 15, așadar numerele 1, 5, 6 sau 15 pot fi semnificative pentru tine în această zi de vineri. Și iată că această carte face referire la un urs. Da? Ursul poate fi un animal totemic, un animal protector pentru tine în această zi. Poate visezi acest urs noaptea, poate să-ți apară și în vis, dar oricum această carte face referire la vigoarea ta, la puterea ta pe care o poți recăpăta în această zi sau în această perioadă, da? Te vei deschide din nou spre o nouă vigoare pe care o poți recăpăta. Poate te vei odihni mai mult, te vei relaxa mai mult sau, nu știu, vei avea mai mult timp pentru tine, astfel încât îți va fi la îndemână toată forța, toată puterea de care vrei să ai parte, da? Din partea ta. Hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte, iată, vine din partea acestui pachet și se referă la un gând pe care este bine să-l menții în minte în această zi.
Tot ceea ce ating devine un succes în această zi. Stabilesc acum o nouă conștientizare a succesului. Știu că pot să fiu atât de că pot avea atât de mult succes pe cât mă gândesc că pot avea. Mă mișc spre un cerc, spre un ciclu de învingător. Oportunități de aur sunt peste tot pentru mine. Prosperitatea este atrasă spre mine. Iată, dragul meu sau draga mea, cum este atât de important, da, să-ți focalizezi atenția și să-ți fixezi atenția pe acele gânduri care să-ți creeze o minte de învingător, da? O minte a unui om care poate avea succes în orice moment al vieții sale. Și da, într-adevăr, iată că procedând așa nu vei face altceva decât să atragi oportunitățile bune care sunt menite să ajungă în viața ta și să atragi mai ales prosperitatea, da? Un gând spre care ne îndreptăm cu toții. Haideți să vedem încă două cărți pe care le voi lua din tarot. Da, iată că avem aici 4 de pentagrame, dragilor. O carte importantă, interesantă când vine vorba de viața voastră în general. Da? De ce? Pentru că vă invită la cumpătare, vă invită la a păstra ceea ce este al vostru, da? Mai mult decât până acum. De ce? Pentru că resursele pe care le aveți la îndemână este bine să le mențineți în buzunarul vostru atâta timp cât mai mult timp posibil, da? Pentru că ele vor rămâne ale voastre și se vor aduna, da? Este clar, mă refer aici mai ales la resursele financiare. De asemenea, această carte, 4 de pentagrame, se referă la acea situație în care tu poate vei fi pus să cheltuiești mai mult decât de obicei, poate pentru anumite probleme de sănătate sau pentru anumite acte de care tu ai nevoie, dar văd că în viitorul tău apropiat vei putea câștiga înapoi sumele de bani pe care le vei cheltui cu această ocazie. Dar nu trebuie să-ți faci griji din cauza că vei risipi în van aceste sume de bani. Da, o carte care te ajută să vezi cât de mult cheltuiești și din resursa ta de emoții pozitive în această zi sau în această perioadă spre ceilalți, da, spre persoana ta iubită. Este important ca să lași să și primești, da, din partea celorlalți sau din partea persoanei iubite emoții la fel de pozitive, da? Adică să nu doar să oferi, ci să îți lași spațiu să și primești emoții la fel de bune și pozitive. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Cavalerul de Spade, dragilor. Este o carte care nu face altceva decât să grăbească o anumită situație din viața dumneavoastră, da? Să grăbească puțin evenimentele din viața dumneavoastră din aceste momente. Da, pur și simplu, dacă așteptați o persoană sau, nu știu, dacă așteptați o veste sau un răspuns din partea cuiva, să știți că acestea se vor grăbi să ajungă la voi în această perioadă. Oricum văd că piedicile pe care le-ați avut până acum, obstacolele, blocajele care au fost în calea voastră vor fi date la o parte și pur și simplu se va face lumină în calea voastră, da? Lumină și veți avea parte de uși deschise spre tot ceea ce vă doriți să împliniți. Hai să vedem încă o carte. O carte din din acest pachet al oracolului. Și iată că această carte vine spre voi din acest oracol, care vorbește despre faptul că este bine să ne predăm. Da? Câteodată este bine să ne eliberăm de vechi
pentru ca ceva nou să intre în viețile noastre. Eliberează-te, predă-te noului și totul va funcționa de la sine. Da? Vei vedea cum totul va căpăta un nou sens pentru tine, o nouă înțelegere vei avea, o nouă conștientizare asupra lucrurilor, asupra vieții tale, care te va ajuta să îți împlinești misiunea ta divină în această viață. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!